A început ca o ceartă în familie și s-a terminat cu o tragedie. O adolescentă a fost înjunghiată mortal de către bunicul ei, bolnav de Alzheimer. Acesta spune că nu își amintește nimic din ce s-a întâmplat. Conform site-ului național.ro, un bărbat în vârstă de 88 de ani, bolnav de Alzheimer, a fost condamnat luna trecută la 4 ani și jumătate de închisoare pentru uciderea nepoatei sale de 16 ani. Deși a recunoscut că a băut foarte mult în noaptea crimei, nu își amintește că a înjunghiat-o pe fată. Potrivit avocaților săi, bărbatul nu ar trebui să fie tras la răspundere, având în vedere boala sa care provoacă demență, o afecțiune marcată de multiple deficite cognitive, cum ar fi pierderea memoriei. Era nebun la momentul crimei din cauza demenței și a consumului de alcool și, prin urmare, a pledat nevinovat, au spus ei. Dar judecătorii nu au văzut lucrurile așa. În noaptea de 9 septembrie 2020, între fată și bunicul ei a izbucnit o ceartă care a dus la moartea adolescentei. Bărbatul își amintește că a băut mult în acea noapte. Supărat și beat, acesta a luat un cuțit de bucătărie de 17 cm lungime și a intrat în camera nepoatei sale, unde a înjunghiat-o de mai multe ori în gât. Medicii care i-au evaluat starea au insistat că avea un motiv pentru a comite crima. Acțiunile sale au fost intenționate și în concordanță cu intenția sa de a ucide, a declarat în fața instanței psihiatrul bărbatului. Procurorii au declarat că bărbatul în vârstă era capabil să-și controleze acțiunile și poseda capacitatea de a judeca binele și răul, în ciuda bolii sale.